Közös bennünk, hogy nyerni akarunk. Linia Treia, Attila Góga, József Adorján, Otto Bíró, Csanád Virág és Denis Zavrudovszki. Iată antrenorul echipei Hockey Club Csíkszereda, finlandezul Timo Lahtinen. Iată că avem de-a face cu câteva modificări față de precedentele partide, mai ales în tabăra echipei campionale României Sport Club Miercurea Ciuc. Astfel s-a refăcut din accidentare fundașul Radovan Sloboda și este cel de-al cincelea stranier care a fost inclus pe foaia de joc de către Stefan Lund. La cel care s-a renunțat a fost cel alintat și profesorul de către Galeria Ciucană, este vorba de Peter Filip, care astăzi deci nu joacă. În același timp, o altă mutare interesantă în linia a doua. De această dată nu mai apare ca fundaș István Antal, ci este atacant alături de Levente Hozo, așa cum a spus capitanul echipei, Sherwin Moldovan. Să vedem această mutare surpriză, practic această dublă mutare surpriză a antrenorului echipei Sport Club Stefan Lund, cum va conta în economia partidei. În același timp, în linia a treia, a revenit tot după o accidentare lungă de câteva luni, Levente Joc, un arbitru de linie din Ungaria. De această dată îi avem la centru pe Cristian Potocan și Ladislas Metana din Austria, iar la linie cei doi sunt ajutați de Zsolt Csomortani și István Mate din România. Zsolt Csomortani din Miercurea Ciuc, István Mate din Gheorgheni. Avem și un observator pentru arbitrii, tot din Austria, Christian Wolgenan. Ar trece pe lângă partea lui Pazic Holz. Arpad Mia a încercat să treacă pentru grup de jucători. Tutu ricoșează la Saluga și Saluga execută din încheietură. Îl execută pe Stanislav Kozu. 1-0 pentru Hockey Club Csíkszereda. Execuție frumoasă la vin. Jucătorul cu numărul 18, Saluga. Și este 1-0 pentru Hockey Club Csíkszereda. Oarecum neașteptat acest gol, deși Hockey Clubul s-a aflat în superioritate în momentul în care s-a înscris, dar n-a fost o fază. Instalându-se pentru momentul în treimea de atac, a fost cedat la Hockey Club, care sunt în inferioritate. Saluga câștigă și marchează! Iată ce fază în inferioritate! Dar Ludovski n-a avut decât de îndeplinit o simplă formalitate. O fază de școală, Saluga câștigă angajamentul, face, păcălește un fundaș. Ia! A pasat la Zavrudovski și Zavrudovski nesprijinit a marcat în poarta goală. Dar Arpad Mihai este cel care culege pucul. Harabin cu rutina lui desăvârșită pasează la Mihai, Mihai mai departe la Stefanca, Stefanca în blocaj, Harabin din nou. Harabin încearcă să-și mărească unghiul, o reașezare, Harabin pasează la Arpad Mihai și Arpad Mihai nu iartă în asemenea faze. A fost un gol în superioritate clasică. Puteți să vedeți la reluare cum se reașează, cum se mișcă întreaga formație, întregul diamant al Tășcei. Sunt sancționat doar cu câte o penalitate din oră de bancă. Sâci în spate la Ramstedt, Ramstedt până la Sâci. Sâci face o fentă de șut, dar Pucu ricoșează până la Zavrudovski, iarăși un ricoșeu fericit, Zavrudovski marchează. Contra lui Zavrudovski, 4-0! 4-0, Galeria Hockey Clubului în extaz, Galeria Sport Clubului în liniște. Ui, Hoira strigă Galeria Hockey Clubului și este 4-0! 4 goluri diferență n-au fost niciodată până acum în această finală a Ligii Mori, nici în jocul 2, nici în jocul 3. Vă reamintesc că primele două partide s-au terminat la diferență de 3 goluri. Va rezista sau nu va rezista? Sigur va rezista această repriză pentru că a mai rămas la 2 minute. Sabolci șutează și face de gol și gol! Și gol! Cu ricoșat din șutul lui Sabolci Pop. Este cules de Sandor Szilard și din poaie Sandor Szilard îl învinge pe Patrick Polz. Patrick Polz se ridică deocamdată, stă în genunchi și se ridică, nu se ridică. Galeria Sport Clubului revine, strigă Mindenberg, adică să las totul. Este 4-1, au mai rămas 2 minute din această a doua repriză și Sport Clubul marchează primul gol. Revine oarecum în joc.
Dar mai este o diferență de remontat de 3 gol. Atât română cât și maghiară. Ramstedt. Ramstedt intră în treime. Ramstedt de unul singur. Fantastică faza lui Ramstedt! Fantastică faza lui Ramstedt! L-a păcălit cu o fentă de pasă pe Ișvan Nor și pe Dimitri Sur. Și l-a executat pe Patrick Polz. Iată, v-am spus, în hockey orice este posibil. Este 4-2. Mă bucur sincer pentru acest final al reprizei a doua, pentru că vom avea o repriză a treia cu miză. Scorul Barevent de la Parmia fură pucul de la Wallenberg. Arpad Mihai intră în să se băcăze Sobolchkov. Arpad Mihai va trage și gol! Arpad Mihai trage din încheietură la vincul, închide un unghiul vizual al lui Stanislav Kozuk, practic Kozuk nu a... momentul în care Arpad Mihai a șutat și n-a făcut altceva decât a căzut în genunchi și a încercat să închidă unghiul cât mai mult posibil. Și Arpad Mihai a nimerit exact. Mai despre de cei de la Hockey Club Sixers de la judecarea primei ediții a Ligii MOL, încă un șut al lui Sandor Szilard. N-a reușit nici de această dată Sandor Szilard să marcheze. 4-3-2-1. Albii cu toții se aruncă înspre portarul Polz. Trei jucători vin la galerie. Stefanca culege pucul ca și amintire din mâinile lui arbitrul de linie Ciomortani. Galeria Sport Clubului scandează numele echipei proprii, galeria Hockey Clubului face la fel. Cei de la Hockey Club se bucură, iată, în colț, în spatele porții lui Patrick Polz. Este o descărcare binevenită și firească după această partidă ieșită din comun oarecum. Să nu uitați, a fost 4-0 și inima de campion a revenit până la 4-3. Dar ca să parafrazăm un un pic altfel pe Rudi Tomjanović, putem să spunem că să nu subestimați niciodată inima unui pretendent, pentru că în seara aceasta, deși au fost câțiva campioni și în echipa Hockey Clubului, a fost ei sunt cei care câștigă primul trofeu serios. Foarte mulți dintre echipierii acestei formații sunt la primul trofeu serios prin această Ligă MOL. Scor final 5-3 și avem interviuri